Salutare! Tu câte servicii de streaming plătești pe lună? Eu vreo 6 și în total cred că plătesc vreo 250 de lei. Mie personal mi se pare foarte mult, pentru că nu există o platformă care să le înglobeze pe toate sau o platformă care să înglobeze cel puțin două servicii de streaming. Dar dacă tot vorbim de servicii de streaming, ne trebuie și un televizor adecvat ca să putem să vizionăm conținutul de pe ele. Am primit în test recent, o premieră și pentru mine, un televizor de la Hisense. Nu am mai testat până acum Hisense și pot să spun că m-a uimit, pentru că este o tehnologie pe care nu am testat-o și vorbim de tehnologia mini LED. Cei de la Hisense folosesc tehnologia OLED, este o tehnologie patentată de către producător, ceea ce înseamnă că față de tehnologia clasică LED, prin tehnologia OLED mini LED, poți să ai un control mai bun al zonelor de contrast. Astfel, dacă pe o imagine poți să ai în același timp un negru de profunzime foarte mare și alb într-o altă zonă, pentru că totul se face customizat, nu este așa cum eram obișnuiți până acum. Televizorul vine și cu un Quantum Dot Color. Televizorul este capabil să redea peste un miliard de culori. Culorile sunt foarte vii. Mie mi-a plăcut foarte mult imaginea pe care o redă acest televizor. Quantum Dot Color împreună cu procesorul Hi-View de la Hisense fac o treabă foarte bună, pentru că extinde paleta de culori, iar culorile sunt redate viu, cum le vezi tu în natură. Claritatea imaginilor este una foarte bună, dar claritatea depinde foarte mult de distanța la care te uiți la un televizor. De exemplu, dacă ai un televizor de 65, cum este televizorul pe care l-am testat, cel mai bine ar fi să te uiți undeva la 130 de inci minim distanța de vizionare a televizorului. O altă funcție care mi-a plăcut la acest televizor este AI Image. Ce face AI Image? AI Image practic crește calitatea unui clip pe care îl redai. De exemplu, dacă un clip este Full High Definition, îl vei reda pe acest televizor cu rezoluție 4K. Ei bine, nu-ți va reda 4K, dar îmbunătățește semnificativ standardul Full High Definition pentru ca tu să ai o imagine cât mai bună. Și când vorbim de imagine cât mai bună, o să revenim din nou la tehnologia OLED, pentru că zonele luminoase se controlează independent. Și ăsta este secretul din spatele negrului foarte, foarte profund și a culorilor sau zonelor luminoase de imagine. Un aspect care îmi place mai mult la acest televizor decât la televizorul OLED este că evităm riscul de a avea acel burn-in. Acel efect de burn-in nu se găsește pe tehnologia OLED și am văzut că este foarte apreciată. Hai să spunem că nu este o tehnologie foarte, foarte nou, dar este o tehnologie îmbunătățită. Mă uitam pe review-urile lăsate la acest televizor pe Altex, pe Mag, și oamenii chiar erau mulțumiți de cât de bine se vede televizorul. Modurile de vizionare sunt multiple, ai de la cinematograf pe timp de zi, la cinematograf pe timp de noapte și multe alte funcții, inclusiv funcția Filmmaker. O să revin puțin mai târziu asupra funcției Filmmaker, dar Dolby Vision IQ este o funcție care face toți banii, pentru că atunci când vrei să vizionezi un film și afară este lumină puternică sau sunt anumite surse de lumină, televizorul își adaptează în mod automat intensitatea culorilor, contrastul, pentru ca tu să ai cel mai bun efect vizual. Și spuneam de Filmmaker Mode. Filmmaker Mode îți permite ție ca privitor să vezi imaginile așa cum au fost colorizate, să vezi amprenta regizorului asupra unui film atunci când este redat pe acest televizor. Sunetul este iar un aspect foarte important atunci când achiziționăm un televizor, pentru că nu toți avem bani să mai dăm încă 1500-2000 de lei pe un sistem audio auxiliar pe care să-l conectăm la televizor. Tocmai de aceea îmi place foarte mult, foarte mult sunetul de pe televizorul U7 KQ, pentru că o să găsești mai multe serii la acest televizor. Ăsta este televizorul pe care eu l-am testat, între 4450 de lei și 4900 este prețul pe care l-am găsit eu
pe magazinele online. Și îți spuneam de sunet, are un subwoofer incorporat. Personal mi-a plăcut foarte tare, mai ales atunci când vrei să asculti muzică pe o aplicație de pe televizor și de ce nu să te uiți la un film care are și standardul Dolby Atmos. Netflix este una dintre platformele care au și Dolby Vision și Dolby Atmos și atunci când un televizor suportă acest lucru, chiar îți apare pe ecran. Ai văzut în aplicația Netflix, există și acea funcție de audio spațial. Ei bine, pe televizorul acesta se aude foarte bine, mai ales dacă filmul suportă funcția respectivă. Un lucru care m-a speriat foarte tare atunci când mi s-a spus că o să primesc acest televizor în teste a fost sistemul de operare. Pentru că, spuneam, e o premieră când testez Hisense și nu făcusem cunoștință cu sistemul lor de operare VIDA. Ei bine, sistemul de operare VIDA, în comparație cu Android TV, Tizen sau WebOS, mi s-a părut foarte fluid. Nu s-a blocat absolut deloc, iar paleta de aplicații pe care poți o instalezi este asemănătoare cu paleta de aplicații de pe celelalte sisteme de operare. Poți să instalezi Netflix, poți să instalezi Antena Play, Voyo și multe aplicații pe care le folosești în fiecare zi. Pe lângă acest lucru, poți să customizezi foarte ușor din meniul televizorului, mai ales pe zona de imagine. Poți să-ți faci propriul tău profil de vizualizare a conținutului. Dacă ai ceva cunoștințe de colorizare, cu siguranță îți vei face propriul profil, care nu se va compara cu nimic din ceea ce poate să redea televizorul, pentru că televizorul chiar se vede foarte bine și cred că te poate ajuta în această zonă. Pentru cei care iubesc jocurile, există Game Mode Pro. Atunci când televizorul se sizează că este conectat la o consolă de gaming, se activează automat modulul Game Mode Pro, care merge cu o rată de refresh de 144 de Hz. Este rata de refresh pe care o găsim pe majoritatea monitorilor de gaming. Tocmai de aceea nu trebuie să-ți mai cumperi și un monitor de gaming, ci poți să faci acest lucru folosind doar televizorul de la Hisense. Iar pe lângă acest Game Mode Pro ai și bara de jocuri, care îți permite să setezi televizorul fără să mai fie nevoie să ieși din joc, așa cum se întâmplă în cazul unui monitor sau în cazul unui laptop. Îmi place foarte tare telecomanda televizorului, chiar ai toate scurtăturile de care ai nevoie: Disney Plus, Deezer, Netflix, YouTube, Prime Video și Vida TV. Îți spuneam, ai majoritatea aplicațiilor pe care le folosești în fiecare zi pe televizorul tău smart și pe Vida TV. Un sistem de operare care personal mi-a plăcut foarte tare, mai ales că nu se blochează absolut deloc. Un alt aspect pe care vreau să ți-l menționez despre Hisense este că a preluat calitatea de sponsor global al UEFA Euro 2024. Cam atât despre televizorul celor de la Hisense. Mi-a plăcut foarte tare. Aștept comentariile tale legate despre ce ai vrea să testezi pe viitor, dacă ți-a plăcut sau ai testat un televizor de tip mini LED, dacă nu, mergi într-un magazin și vezi cum arată imaginea pe care o redă un astfel de televizor. Până atunci, nu uita like, share, subscribe și dacă tot ai subscribe, apasă și pe clopoțel.